Salutare tuturor! Uite că am ajuns și la partea 5, dacă vă vine să credeți, din proiectul Range Rover. Cam tot atâtea săptămâni au trecut de când am cumpărat mașina asta defectă, iar în acest episod și după atâta timp, plănuiesc să îl pornim, pentru că nu mai am răbdare. Treaba nu a fost foarte grea, adică nu a trebuit să dăm caroseria jos pentru a scoate motorul, lucru care era relativ de așteptat, așa că l-am scos destul de ușor și noi nu am făcut altceva decât să îl desfacem, să constatăm care e problema și să înlocuim piesele care au necesitat de schimbat. Iar așa, noi ne-am blocat în episodul trecut pentru că n-am avut o cheie specială și mi-a mai trebuit încă o presă care era foarte importantă pentru a monta un pinion magnetic din spate. Dar acest lucru s-ar putea să se rezolve în acest episod și vom putea continua cu motorul încât să îl aranjăm la loc și într-un final să pornim. Asta dacă merge totul bine. Respectiva cheie pe care o așteptăm e de fapt una dinamometrică, dar trebuie să fie capabilă de peste 300 de newton, adică mult mai sănătoasă decât cele pe care le am eu deja. Și în plus, va trebui să blocăm acest pinion, deoarece atunci când aplicăm cuplul ăla enorm șurubului ăsta, care apropo se poate refolosi până de 3 ori, ăsta nu cred că a fost folosit decât o dată, dar și atunci nu corespunzător. De aia va trebui, după cum am spus, să înconfecționez un mecanism de blocaj al acestui pinion, încât să nu se rotească în momentul strângerii și astfel să ne păcălească. De altfel, cum l-a păcălit probabil și pe cel de dinaintea mea și de acolo motorul cred că s-a spart. Probabil ați văzut la finalul episodului trecut că am primit trusa asta de blocaj, pe care am și folosit-o pentru a bloca în sine partea superioară a motorului și inclusiv asta din spate, care nu face altceva decât să blocheze volantul. Ăsta la rândul lui nu este posibil pus acolo decât într-o anumită poziție și astfel înseamnă că motorul este pus la punct. Dar aici m-am oprit pentru că e un lucru foarte important, continuarea din zona asta. După cum ați văzut, am și pus ștocătura asta de distribuție. Nu o să vorbesc foarte mult despre ea pentru că deja am filmat procedura respectivă la Jaguar, dar lucru pe care nu l-am filmat acolo e montajul pinionului de jos. Ăsta care trebuie și ținut și strâns așa mai departe. Aici, după cum vedeți, nu e o pană și nicăieri, nici într-un manual și nici pe YouTube nu am găsit cum se procedează cu acest motor pur și simplu. Deoarece e clar, aici îl pus la punct, îi pus la punct, dar aici pot fi puse în mai multe poziții și astfel s-ar decala tot motorul, chiar dacă este la punct, nu ar fi într-o poziție specifică. Dar eu cred că am găsit o soluție, nu știu dacă e cea mai bună, dar o să încerc să o urmez și dacă e bună, o să vi-o zic și vouă. Ca la toate distribuțiile pentru acest motor, roțile astea de pe arborii cu came se învârt către dreapta în momentul montajului și în această poziție eu deja am pus cureaua și este exact poziționată ca și cum ar fi și pinionul de jos montat. Am tras-o peste tot, iar acest întinzător este maxim slăbit. În poziția asta o să introduc pinionul respectiv și o să las acolo fără o ordine anume și doar așa o să las să se auto-monteze cumva, adică nu mă interesează poziția în care îi, doar atâta timp cât arborele este fix și pinionul ăsta nu are unde să meargă decât unde îl trage cureaua practic, o să îl las acolo și nu o să mai mă intereseze de el. Adică e un procedeu cu lipsă de interes. Dacă asta poate fi un procedeu atunci când montez un motor foarte complex, după părerea mea. După două ciocane de gumă, acolo va fi pus destul de în spate, încât șurubul să-și poată face treaba în continuare. Deocamdată, până mai îmi vin piese, o să fixez volantul cu blocatorul ăsta, care va fi suficient și este relativ gros, dar nu o să risc strângerea completă. Dar până acolo, o să setez cheia inițial pe 100 de newton, fix cum se specifică și în manual, și o să strâng șurubul. Nu de altă, dar aș vrea să văd dacă motorul se învârte normal, deoarece nu o să fie nicio problemă dacă îl rotesc doar cu 100. Și dacă totul este ok, o să fac presa respectivă și o să vină și cheia la fel ca să îl pot strânge definitiv. Dar până atunci hai să vedem cu 100. Super! Acum vine rândul întinzătorului și în cazul ăsta, după cum am mai arătat și până acum, această fereastră trebuie să fie alăturată cu butucul ăla din spate, iar în timpul acesta o să îl strâng cu 24 de newtoni. Super!
Arată. Lux. Asemănător am strâns și șuruburile de la pinioanele de sus și astfel eu acum o să încerc să scot blocatoarele. Acesta din spate l-am scos deja ca să pot roti arborele și acum e clar să strâng un pic, dar nu știu în care direcție. Ăsta a ieșit. Ăsta încă nu. Ăsta a ieșit acum. Super. O să și marchez poziția cu markerul, să mă asigur că e în regulă. Acum motorul e din nou la punct. Asta merge aici și asta aici. Da. Deci e în regulă. E un pic de întârziere, dar foarte minusculă și asta nu o să afecteze cu nimic. Da, super. Am uitat să vă prezint partea din spate. Evident, distribuția asta, dacă se poate numi așa, linia asta trebuie să corespundă cu linia de pe pinion și nimic nu e complicat de ea. Și am revenit cu presa asta barbară, într-adevăr e foarte urâtă și probabil o să râdeți de mine prin acest sens, dar sper eu să fie suficient de rezistentă, încât să pot băga o țeavă probabil mai urâtă decât ea și pe care o să o împroptesc în pământ. Fac lucrul ăsta ca în momentul strângerii șurubului să nu rotesc arborile în sine, ci pur și simplu să țin pe loc acest pinion și apoi să fie rotirea cât mai bună. Am setat cheia la 315, nu am cumpărat una nouă, ci am împrumutat una. Blocăm asta frumos și am strâns cu 100, repet asta, urmează 300 și pe urmă încă 90 de grade, dar un maxim de 600. Deci hai să vedem 300 inițial. E foarte important să nu se rupă invenția noastră. Deci avem un 300, ceea ce e destul de mult. În poziția asta, dacă vă arăt așa, aproape 90, e un pic mai mult de, e un pic mai puțin de 90 și în momentul în care această cheie ar trebui să treacă un pic de zona asta, ar fi un 90. Nu pun ceasul ăla care mi-arată unghiul pentru că nu-i precis. Prefer să merg oricum la simț, pentru că nu aș vrea să se rupă șurubul ăla, ar fi ultimul lucru pe care l-aș vrea. Deci, hai să vedem dacă putem strânge. Dai. Au, că sunt doi țeava. Deci acum este dată cheia la 400, e cam tot în poziția asta în care am început. Și urmează să vedem dacă rezultă așa. Da, bine. Da. Deci fără să filmez am mai reușit să strâng acest șurub câteva grade, dar mai mult nu pot. Nu cred că a ajuns la 600 de newtoni, dar nici la 90 de grade nu a ajuns. Din proprie experiență o să las așa, sper să nu se desfacă și să fiu eu prost, dar o să vedem dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Ia să vedem dacă acest capac de pe jos Citroen se mai potrivește la modelul ăsta de motor. Cam așa ar trebui. Iar așa ne luăm bun rămas deocamdată de la distribuție. Cam așa.
În acest moment, teoretic, ar trebui să montez deja galeriile de evacuare cu turbinele și așa mai departe. Dar ca să fac acest lucru cât mai simplu și să nu mă trezesc ulterior că am de lucru, toate șuruburile care necesită acest lucru, cum ar fi prezonul ăsta, o să îl scot afară, încălzindu-l evident, pentru că am încercat să îl scot în momentul în care l-am și demontat, dar nu am reușit decât să îl rup. Așa că acum voi încălzi partea asta exterioară și în momentul acela, teoretic, această suprafață ar trebui să se dilate și șurubul să fie un pic mai mic, astfel încât scoaterea lui să fie mai ușoară. Cel puțin teoretic, după cum spun. Vedem ce rezultă. După cum vedeți, s-a încălzit destul de tare. Deci să vedem dacă... Ia uite ce frumos e. Eu mai am încă vreo 2-3 prezoane de la un alt proiect, nu mai țin minte care, dar par mai scurte un pic. Bun. Bun, și acum înainte de am montat turbina sus, evident că am sucit un pic motorul ca să-mi fie totul mai ușor. Și chiar înainte de a face acest lucru, aș vrea să verific și starea în sine a turbinei. Asta e cea mică, opusă deja, care am filmat-o anterior. Și o să-i verific jocul radial. Ar trebui să fie destul de mic, pentru că și ea e mică. Nu știu dacă puteți să-l observați, dar... e relativ mic. Paleții sunt de asemenea ok. Nu indicat să bagi mâna acolo, dar e important ca ăsta să se învârtă ușor. Așa. Fără să zgâriem. Și starea paletelor se vede clar că e ok. Deci nu sunt lovituri pe ele și așa mai departe. Deci, cu siguranță, o să meargă bine și o să-l pot folosi ușor. Înainte de a prinde prea mare viteză cu motorul, aș vrea să ne ocupăm un pic de partea asta interioară a caroseriei, pentru că, după cum puteți observa, sunt urme proeminente de rugină și pe lângă asta au mai fost câteva scurgeri de ulei care au murdărit caseta de direcție și jugul de dedesubt. De aia, noi acum o să degresăm, o să curățăm și ulterior o să dăm cu un strat de grund anticoroziv, fix cum am procedat și la TT. Nu mult, că n-avem mult. În continuare, până spală Robi caroseria, noi o să ne ocupăm de partea electrică a motorului, pentru că, după cum puteți vedea, în poziția asta e destul de complet, aș putea spune, arată din nou a motor. Dar nu este finalizat și aș vrea să intre la loc în compartimentul lui cât mai complet posibil. Bineînțeles, mai sunt câteva elemente din spate pe care nu le-am putut demonta în momentul în care motorul a fost pus acolo, pentru că nu aveam tocmai cel mai bun acces. Așa că elementele alea, cum ar fi o pompă de trecere a aerului, o să o pun după ce pun motorul înapoi. Pentru că asta mi-a îngreunat, de fapt, foarte mult desfacerea ultimului șurub și asta e principalul motiv pentru care o să o pun deoparte, ca să-l pot strânge și ulterior o să poată fi montată relativ ușor. Asta să sperăm.
Și acum aș vrea să cred că mai reușesc să pun asta înapoi la loc. Cine știe ce o fi? Cam așa cumva. Sper. În poziția asta am câteva puncte de ajutor, cum ar fi în locul ăsta, partea respectivă intră aici și deasupra, pe capacul de la culbutor, de asemenea avem un loc de fixare, cum ar fi acolo. Bineînțeles, nu e definitivă poziția, doar așa ca în mare parte, eu o să mă asigur că partea injectoarelor și tot ce ține de celelalte mărunțisuri să ajungă la locul lor. Cum vedeți și aici injectoarele și încă o mufă de presiune de ulei care vine cam aici. Deci poziția e cât de cât ok. Și cam așa stă cablajul pus pe motor. Este doar pus, nu este și mufat, pentru că am impresia că sunt un milion de mufe, iar în continuare le voi pune pe loc la fiecare și pe deasupra aș vrea să le număr pentru că sunt curios de câte sunt. Înainte de a trece la acest lucru complicat, o să apăs fiecare mufă de retur de motorină și ulterior o să trec la cablaj. Una, două, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Și când credeam că am terminat cu chestiile complicate, mai am încă 3 km de furtună. Ei, cred că ar trebui să începem cam de aici, așa. În cazul ăsta, după cum puteți observa, am mai băgat vreo 3-40 de furtunuri la locul lor și acum au mai rămas câteva mufe de conectat. Deci costă 19, 20, 21, 22. În acest moment motorul e aproape 100% gata să meargă înapoi pe caroserie, dar am acest inel magnetic care trebuie montat fix în spatele, practic, a volantului și acesta se folosește de impulsurile generate pentru a da comandă injectoarelor și a celorlalte subansamble ale motorului. Ăsta, după cum probabil vă dați seama, trebuie să fie într-o anumită poziție montat acolo și el nu are o pană, adică nu prea îți dai seama cum ar trebui să fie montat. De aia, cei de la Peugeot și Citroen s-au gândit la această problemă și au generat o presă de genul. Presa asta e concepută din două bucăți, prima care vine pe arbore și a doua care susține inelul, însă aici am o problemă care mă împiedică să continui deocamdată. Partea asta centrală trebuie prinsă în interior și cu două șuruburi, dar locația asta este un pic prea mare și va trebui luat din ea. Am crezut că arborele fiind unul altfel decât original, ar fi vreo problemă cu el, dar nici cel original nu permite introducerea acestei piese, așa că vom lua acest material în plus și să sperăm că după aia vom putea monta inelul. Presa care introduce inelul magnetic este ok, adică poate fi introdusă acolo destul de simplu, deci cu asta nu e nicio problemă. Avem chestia asta care e defectă și imediat o vom rezolva. Și ia să vedem. Lux. Și ia să vedem dacă am rezolvat și cu partea reală a arborelui. Și se pare că e ok. Totul e în regulă. Acum urmează pur și simplu montarea inelului. Cu acesta e din nou o situație sensibilă, pentru că în manualul de reparație ni se spune sau ni se recomandă să-l înlocuim de fiecare dată când este desfăcut, deoarece în momentul în care se extrage e foarte posibilă deformarea sau ruperea lui. Eu am ales totuși să-l scot
cu ajutorul capacului din spate, alegând distrugerea capacului în loc să distrug acest inel. Pentru că valoarea inelului e de vreo 1000 de lei și a capacului de vreo 200, deci ar fi fost rentabil din acest punct de vedere. În al doilea rând, se recomandă schimbarea lui pentru că bandele magnetice de pe el nu sunt observabile și nu-ți dai seama când este bun sau nu. Cel puțin englezii. Noi, totuși, cred că s-ar putea să avem o soluție. Deci, pentru a verifica acest inel, o să folosesc particule metalice ca să-mi arate poziția și structura magneților de pe suprafața lui. Am venit lângă un polizor unde am, practic, rămășițe de la metalele pe care le-am polizat și deja cred că puteți și voi observa că partea deja magnetică se poate observa. Pe acesta. În mod normal ar trebui să fie 60 de magneți la număr cu un spațiu de 4 sau 2 magneți liber. Pe mine mă interesează să fie constant și fără schimbări de pol, pentru că în momentul în care aș fisura unul dintre magneți s-ar forma 2 poli sau 2 magneți acolo. De aia eu urmăresc să fie constantă această parte și să descoper partea în care magneții sunt liberi. Da, deci am descoperit că partea asta cu magneții liberi este în poziția asta unde vedeți că sunt mai mulți magneți adunați la un loc și în partea asta la altă se vede destul de constant că magneții sunt cât de cât puși în ordine, ceea ce îmi dă curaj să continui cu acest inel. Pentru a înțelege mai bine cum se montează direct acest inel, practic el are o găurică ce intră fix în ștuțul ăla de blocaj a părții exterioare a presei. Asta la rândul ei este fixată cu acești doi pini către piesa intermediară, iar asta la rândul ei este fixată către arbore doar într-un singur punct sau într-o singură poziție. Astfel încât aceste trei piese lucrează la unison și poziționează inelul magnetic către arbore într-o poziție fixă. Deci am montat partea intermediară acolo, fixată cu cele două șuruburi. Nu e obligatoriu să fie strânse la maxim, cu mâna e suficient, atâta doar să nu existe joc în poziția asta, iar acum de probă doar o să pun partea asta ultima ca să văd dacă totul este ok. Da, e în regulă. Acum o să pun frumos inelul magnetic pe asta și sper să-l pot introduce la locul lui. Cam așa țin de ambele piese, atât de inelul magnetic cât și de partea exterioară și acum cred că inelul s-a așezat cât de cât pe arbore. Și cu o ultimă piuliță voi strânge acest capac și inelul va merge doar până unde trebuie. Deci inelul se vede clar că a ajuns în capăt sau cel puțin este aliniat cu baza senzorului. Acum presa va putea fi scoasă simplu și inelul va rămâne acolo. Grozav! Și inelul a rămas acolo, băgat perfect la locul lui. Faină treaba cu presa asta, dar nu pot spune că și-a meritat 600 de lei, decât pentru faptul că dacă nu era ea, trebuia să dau de mai multe ori motorul jos, ca să mă asigur că funcționează corect. Și dacă tot am fost în partea asta de motor, am pus și conducta de legătură între cele două turbine. Acum mi-am dat seama că poate m-am grăbit și trebuia să montez prima dată volantul, dar nu cred că o să fie o problemă, pentru că am suficient spațiu prin partea asta. Chiar acum am terminat de strâns șuruburile astea cu 45 de newton și mai urmează încă de 2 ori 45, dar de grade, ceea ce înseamnă că un total va trebui să fie 90 de grade strâns șurubul din poziția asta. Pentru a-mi ușura munca am și făcut niște marcaje, acum nu se poate vedea prea bine din cauza luminii, dar o să le strâng frumos și teoretic motorul va fi gata. Acum motorul este gata, după cum am spus, și am lucrat aproape 2 zile pe el ca să pun toate conductele și furtunurile la locul lor. După cum vedeți, sunt o grămadă aici, o grămadă foarte mare și cred că a fost unul dintre cele mai complexe motoare la care am lucrat. Acum sper să nu fi uitat unul din sutele de șuruburi și conducte pe care le are acest motor și să nu fiu nevoit să îl scot afară. Dar pentru acest lucru o să-l pun provizoriu acolo, în 2-3 șuruburi și o să încerc să-l pornesc, iar dacă treaba merge bine, o să continui cu apa și celelalte radiatoare și sisteme de răcire.
Ia de la mine. Și acum avem și mai mult spațiu pentru a o curăța. După cum se poate vedea, majoritatea locurilor unde a fost rujina acum este curățat și vom mai curăța încă un pic, iar ulterior vom da cu stratul ăla de grunt. Acum am scos motorul afară și ne pregătim să-l ridicăm, iar ultima dată vom desface șuruburile care îl țin din lateral pe suportul motor. Dar până acolo îl vom ridica și îl vom suci în toate părțile ca să ne asigurăm că acesta rămâne cât de cât drept și e controlabil să-l mutăm în momentul în care îl băgăm la loc. Sunt foarte nerăbdător să pornesc motorul ăsta, dar parcă oarecum am scăpat de emoții. Iar acest lucru nu e întâmplător, pentru că înainte de a cumpăra oricare altă mașină, o verific înainte de toate pe car vertical. Am și cerut seria de șasiu vânzătorului, care, apropo, se află atât la baza parbrizului, cât și în carte, iar cu ajutorul acesteia, aplicația celor de la car vertical caută în mii de baze de date din toată lumea pentru a afla istoricul real al mașinii. Am fost foarte încântat că raportul a fost unul super ok, adică arăta o creștere liniară a kilometrilor, fără daune înregistrate și, cel mai important pentru mine în această cauză, pe rubrica respectivă arată specificațiile mașinii, unde apare la categoria de camion ușor, adică auto-utilitar. Ceea ce înseamnă că impozitul de la noi este într-adevăr vreo 500 de lei în loc de 2500, adică fix cum susținea și proprietarul. Așa că n-am mai stat pe gânduri și am cumpărat mașina cu încredere că pe lângă motorul distrus nu voi avea și o caroserie distrusă. Pentru că așa ceva e foarte posibil, cum ar fi în exemplu de față, care a fost avariat, furat și între timp a avut și kilometri dați înapoi. Deci, dacă vreți să faceți o achiziție, e foarte bine să o verificați înainte pe car vertical. Dacă dați pe link-ul din descriere sau folosiți codul JUNC, veți beneficia de 20% reducere. Iar la rapoartele care nu arată nimic, veți primi banii înapoi. În momentul ăsta am venit de desubtul mașinii ca să pun astea două șuruburi pe care le vedeți aici și încă unul în partea aia. Alea sunt corespondente cu ștuțurile de blocare sau de ghidare, mai bine zis, cu ghidajele de la cutie și în momentul ăsta cutia e lipită de motor și pe deasupra voi mai strânge cele patru șuruburi de la convertizor. Dar până acolo aș vrea să elimin cât mai multe riscuri de a rupe și pur și simplu distruge mufe și fire și de aia o să ridic un pic din nou motorul ca să am spațiu suficient pentru a monta suportul din stânga și din dreapta și astfel motorul să stea normal pus acolo. Motorul e susținut acum de cric și îl vom lăsa încet în jos pentru că deja am pus un suport și mai îl avem pe ălalalt. Bun. Bun. Asta trebuie scos. Bun. Motorul e liber și cordelina e jos. În momentul ăsta, ambii suporți sunt puși la locul lor. Ăla din dreapta, cum vedeți voi, este aproape așezat. Ăsta din stânga e un pic mai sus, pentru că motorul stă un pic înclinat. Dar asta nu o să fie o problemă, mai ales că acum vom încerca să îl lăsăm în jos și să sperăm că nimic nu se rupe. Am mutat un pic cricul să ne eliberăm partea asta roșie. E suficient. Mașina va trebui împinsă mai în spate ca să ne eliberăm locul pentru a lucra de desubtul mașinii, dar, după cum vedeți voi, noi nu avem o casetă de direcție și astfel roțile merg așa, de capul lor. De-aia noi o să trebuiască să fim foarte atenți și să nu ne încurcăm pe noi. Deci începem prin a monta înapoi cablajul și din fericire acesta a venit odată. V-am spus că e un lucru foarte bun chiar în momentul în care am început să îl demontăm și astea practic vin băgate prin zona asta, pe aici așa, și rămân destul de ok puse acolo.
Un pic a mai trecut și noi am reușit să punem punctul ăsta de curent de la alternator și către electromotor. Pe deasupra am mai legat punctul de masă și în continuare o să încerc să bag ulei fix în galeria filtrului de ulei, astfel încât acesta să ajungă direct în pompă și de acolo treaba să fie unsă și amorsată. Pentru prima pornire o să folosesc un ulei 10-40, cel mai ieftin pe care l-am găsit. Nu este cel recomandat de producător, asta nici nu mă interesează pentru că, după cum am văzut, nu sunt cei mai grozavi la recomandări și oricum nu o să-l țin foarte mult. Deci o să-l bag acolo și o să vedeți și voi cum am procedat. Iar pentru a favoriza trecerea o să folosesc o sârmă care să-mi țină supapa aia de care v-am și povestit atunci când am spălat bateria de filtru. Supapa o să o țin un pic deschisă, iar uleiul o să ajungă direct în pompă. Robi, dăm pe lateral. Nu prin față, dar nu e problemă dacă dai și pe mijloc. Încet. Dă-i și la mijloc. Și încet, încet ne pregătim să dăm la automat. Am pus și bateria. Filtrul de ulei nu o să-l punem încă până nu se învârte motorul și să văd că va ieși aici ulei. În momentul acela o să punem un filtru nou și o să încercăm să pornim. Evident, evacuarea nu este pusă, cureaua de accesorii, pompa servo, pompa electrică, deci nu avem nimic aici decât ceea ce e strict necesar să pornim și să nu ținem foarte mult timp pornit. Așa că hai să vedem ce se întâmplă. Punem borna asta de plus, sper să nu fi făcut ceva greșit. Până acum e ok. În regulă? S-a prins? Încearcă să dai la automat, să vedem ce se întâmplă. Numai un pic, stai. Nu da. Dă-i. E ok? Dă-i. Pare că e în regulă. Mai bine o să se și amorseze. Ai pus contactul? Pune-l. Hop, bun. Așa. Am impresia că ar trebui să-mi facă mai mult vid, dar nu știu de ce nu-mi faci. Dă-i. Ideea e că deja s-a amorsat partea asta de injecție și cred că ar fi indicat să le strâng și în partea asta deja. Bun, am strâns și conductele de la injectoare. Dai, dar vezi să-l trec. Hop, hop, hop! Am venit ca turbatul. Și acum a venit momentul cel mare, am pus filtrul acolo, am strâns conductele, probabil o să pornească un pic mai greu pentru că încă nu i-a aerisit, dar asta nu o să afecteze neapărat situația pentru că o pornire mai târzie permite uleiului să intre peste tot și să ungă ce trebuie. Așa că ia să vedem ce se întâmplă. Bun. Ajutăm un pic bateria pentru că e clar că are nevoie. E un aparat de la Top Don, l-am primit pentru review și nu știu dacă poate sau nu ceva, dar urmează să vedem. Uite, forma asta parcă seamănă cu un Range Rover. Oi, ce-i dă? Hop. Bă, ce-i dă, mă? Fai, nu vezi ce parcă e mașină electrică? Miroase așa fum. Dă-i. Du-te, am strâns conducta la injector. Mai dă. Bun. Dă-i. Țin mâna aici să-l ajut un pic.
să nu tragă ta aer. Aproape, aproape. Hai, dă-i înapoi. O ieși fum, dă-i. Bă, dacă rămâni și așa sunetul. Hai, mă, băiatule. Nu cură nimic. Mere, Albin. De la Egele mai face ceva figuri acolo. Așa parcă e Mustang, mă. În bord avem ceva erori. Bine, e clar că nu avem curent, nu avem... Fai de cap, mie ce fum e genic. Oi, oi. Cred că-l pot opri. Nu te-l oprești, că n-are rost. Bun, mai dă-i o dată să vedem. Sau stai. Nu s-a auzit nimic, dă-i. De la pernie? Bă, ce are de pornie așa așa dintr-o dată, mă? E nervos. No, nu contează, oprește, e ok. Bine, oprește-l, lasă-l. Oprește, băi! Fiind ocupat cu pornitul mașinii, chiar nu am mai băgat în seamă jucăria asta, care nu credeam că o să fie atât de puternică. Vă las și vouă un link ca să vedeți despre ce este vorba. Probabil vă dați seama că sunt foarte bucuros și mulțumit că am ajuns în stadiul ăsta cu motorul și inclusiv cu mașina. În încercarea de a o mișca un pic am și continuat fără să filmez, punând niște mufe și conducte de desubt, dar ulterior mi-am dat seama că provocarea asta e destul de mare și necesită o grămadă de atenție și grijă pentru a nu desface încă o dată situația. Toate lucrurile sunt destul de complexe puse acolo și nu ai vrea să te grăbești la astfel de lucruri. Până săptămâna viitoare, cred eu că o să-mi adun gândurile și puterile pentru a continua într-o ordine normală, ca la un moment dat să putem face o probă de drum. Așa că până atunci, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare atunci, aproape ca de obicei. Vă salut!